Bună, draga mea, sunt Luna Ala. Principalul erou al săptămânii viitoare va fi cea mai rapidă planetă din sistemul solar, Mercur. Pe 27 iulie va fi în conjuncție cu Venus în ultimele grade ale zodiei leului, ceea ce ne va duce nu numai armonie între minte și sentimente, ci va permite multora să stabilească o sferă romantică în viața lor. În această perioadă se întâmplă cunoștințe plăcute și interesante, apare curiozitatea, o atracție pentru frumos și armonie, sprijinul din partea celor dragi este posibil nu numai emoțional, ci și material, achizițiile sau cumpărăturile făcute în timpul conjuncției lui Mercur și Venus vor avea un succes deosebit, vor încânta mult timp, vor aduce plăcere, acest tranzit va aduce vești bune, contacte armonioase cu partenerii și colegii din sfera profesională și de afaceri, orice evenimente promoționale, vorbirea în public vor avea succes, ziua este favorabilă încheierii de contracte comerciale, contracte de muncă, obținerea de consiliere, schimbarea imaginii, stabilirea de relații publice utile, în sfera relațiilor este posibil să restabiliți armonia după certuri și conflicte care au avut de loc mai devreme, reconciliere, planificarea unei vacanțe sau călătorii comune. Favoriții acestei perioade vor fi taur, bești, balanță și gemeni. Dar trigonului Mercur și planeta karmică Rahu din 28 iulie va face cunoscuți acestei zile, foarte importante atât pentru parteneriatele din viitor, cât și pentru sfera romantică. Există toate șansele de a întâlni o persoană cu opinii similare, interese comune sau hobby-uri, iar această întâlnire va fi începutul unei relații lungi și foarte interesante. Merită mai ales să aruncăm o privire mai atentă la noile cunoștințe ale acestei zile, Gemeni și Fecioara. Quadratura lui Uranus cu planeta karmică Lilith, Luna neagră va ridica duminică întrebări deosebite de acute despre libertate, iar personalitățile cu caracter de revoluționar vor trece în prim plan. Le place să iasă în evidență din mediul celorlalți. Opiniile și judecățile lor diferă de cele general acceptate, dar în ce direcție acționează, ce valori aduc societății, depinde de horoscopul individual al fiecărei persoane. În această perioadă, majoritatea oamenilor vor avea tendința de a intra în conflict, de a-și demonstra opiniile, de a face acțiuni drastice și de a lua decizii imprevizibile. Pot apărea probleme din cauza cheltuielilor spontane la scorpion, capricorn sau vărsător. Este mai bine să excludeți orice fel de cumpărare, achiziție sau finanțarea propriilor plăceri. Lei, săgetătorii și berbecul nu sunt recomandați să ia și să împrumute nu numai bani, ci și alte valori materiale. Sănătatea se poate deteriora la raci, pești și balanță, aceasta din urmă ar trebui să acorde atenție sistemului endocrin al organismului, simptomelor psihosomatice. Mișcarea retrograda lui Chiron din ultima săptămână a lunii iulie va oferi multor reprezentanței cercului zodiacal șansa de a reveni la probleme și întrebării vechi, dar să le rezolve într-un mod nou. Chiron oferă de obicei o modalitate foarte simplă și elegantă de a vindeca vechile răni emoționale, așa că este important să nu ignorați durerea emoțională, să nu rămâneți în poziția unei victime, ci să priviți o situație problematică dintr-un unghi neașteptat. Chiron oferă întotdeauna o cheie celor care doresc să treacă la un nou nivel de percepție a vieților și a realității înconjurătoare. Acei reprezentanței zodiacului care au un chiron retrograd în astrograma natală vor avea o perioadă importantă de corectare a greșelilor, rezultatul căreia poate fi nașterea unei personalități completă noi, mai liberă, necomplexată, deschisă și încrezătoare în sine. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!